Din punct de vedere al simptomatologiei, cel mai frecvent întâlnit simptom este metroragia, sângerare, care de multe ori aduce pacientele la consult. De asemenea, un alt simptom de însoțire în cele mai multe cazuri, dar poate exista și unic, sunt algiile pelvine, durerea. De obicei, acest simptom, pentru că fibromul uterin este nedureros de sine și determină algii dureri doar când se complică, când are un anumit volum, anumite dimensiuni și determină compresiune, fenomene de însoțire, de exemplu la nivelul vezicii, se poate întâmpla, pot să apară fenomene de disurie, polachiurie, la nivelul intestinului, fenomene de constipație. Cam acestea ar fi hemoragia, durerea, cele mai frecvente simptome întâlnite. Mai puțin frecvent, dar redutabil ca interes, este torsiunea. Torsionarea fibromului care poate să aibă un debut brusc, violent, cu o durere de intensitate mare și care poate să dea semne de abdomen acut chirurgical, nu o să insist foarte mult, și care aduce în urgență pacientele și au nevoie de intervenție chirurgicală imediată.